Senatorul Gheorghe Flutur a declarat că noul partid PNL trebuie să vină cu un pachet de măsuri pentru românii din diaspora și pentru românii de pretutindeni. Liderul democrat-liberal a menționat că va purta discuții cu cei din conducerea partidului despre acest pachet de măsuri. Împreună cu alți colegi de-ai mei, cu senatorul Viorel Badea, care se ocupă de diaspora, vreau să vă informez că am în vedere să discut cu cei din conducerea la vârfa partidului acest pachet de măsuri. Pe de o parte, ați văzut că Partidul Național Liberal susține votul prin corespondență. Personal, cred că trebuie atât pentru românii de acasă, dar cât și pentru cei de afară să ne aplicăm mai mult. Și socotesc că va trebui să avem o inițiativă să declarăm luna august, luna diasporei, luna românilor de pretutindeni. Gândiți-vă că ei vin în luna august majoritatea acasă în concedii de pe unde lucrează. Flutur a precizat că trebuie să existe un mod de a atrage acești oameni spre casă și a le acorda atenție, dar și timp pentru a-și exprima nemulțumirile. Instituțiile statului, fie că sunt instituțiile guvernului, fie că instituțiile parlamentului, europarlamentari, trebuie să ne facem timp și agendă să stăm de vorbă cu acești oameni. Ei au problemele lor. Problemele lor nu trebuie să le vedem o dată la 4 ani sau așa cum din nefericire s-a întâmplat să le vadă o lume întreagă în stradă că nici măcar guvernul nu e capabil să organizeze alegeri. Cu ocazia asta, cred că oricât ar fi lucrat la imagine pozitivă, România a exportat coada, celebra coadă pe care o aveam în perioada la 89, a fost văzută în Paris, unde la românii care vreau să voteze.